Sorin, Sorin Lupu. Nu, Lupu, Sorin Lupu. Mulțumesc frumos că ne-ai acceptat invitația și ne-ai lăsat să ne instalăm aici pe terasa casei tale. Și suntem fericiți că putem face în sfârșit interviu cu tine, care ești foarte ocupat. Sorin Burcă, bucuros că vii aici. Mulți nu știu că știu că pe tine te cheamă și Sorin, puțin, nu? Puțin știu. Puțin. So, ce? Sorin, da. Sorin. Și plus că mulți nu știu că de fapt suntem vărsători amândoi. Amândoi, da. Da. Suntem foarte, foarte apropiați și din punctul acesta de vedere. Și ca ani, și ca zodie, și ca tot. Și ca meserie. Și ca meserie, da. Și ca și naștere. Și ne și cunoaștem de vreo 40 de ani. Da. Cine ar fi zis? Care 40? Aproape 40. De 15 ani. Ce vorbești? De 15 ani, de 16-17 ani suntem colegi, de 20 de ani suntem colegi. În 1990 m-am născut, nu știu cum poți să spui că ne cunoaștem de atâta timp. Ai renăscut. Am renăscut, da. Dar astăzi tu ești pilonul principal, despre tine vorbim, cu tine și o luăm de la început, cum fac în toate emisiunile, toate emisiunile, de la naștere. Unde te-ai născut? La maternitate, cred că. Excelent! Nu știi că erai de față, dar nu ți s-a spus niciodată. Eram cu ochii închiși, vedeam blurat. În Cluj, la Foca m-am născut. Nu, n-aș putea să zic acum dacă la Stanca, cu toate că înclin să cred că acolo... Știu că unii dintre noi ne-am născut la Stanca, dintre cei patru frați că suntem, și unul sau doi s-au născut la cealaltă clinică. Dar e ok. Deci așa e ca și copiii mei, că unul s-a născut la, pe clinicilor și unul s-a născut la Stanca. Așa e. Sunteți patru frați și sunteți în toată țara distribuiți. Nu, suntem 50-50. Jumate aici în Cluj, jumătate în Oradea. Ok, o familie mare. Și băieți? Trei băieți și o fată? Trei băieți și o fată, da. Eu cu sora mea suntem aici, în Cluj, și cei doi frați sunt în Oradea. Ai crescut... Ai început școala, ce ești? Grădinița muzicală. N-ai făcut-o cu doamna Suceava, cumva, grădinița muzicală? Că toată lumea a făcut. Nu. În primii ani de viață am stat un picuț împărțit, așa, am stat pe Cetățuie, pe strada Cetății, la numărul 25, parcă, 25 sau 26, nu mai reține cum exact. Iar când s-a născut fratele meu, Stelian, bunicul, care era preot, m-a luat și m-a dus la țară. Și am stat cu el acolo în jur de un an jumate, doi. Preot? Poate că mai mult. Ce fel de preot era? Preot, ortodox, că era, numai ortodoxismul era, dar de fapt suntem greco-catolici. Greco-catolicismul era ascuns. El niciodată n-a cetat și totdeauna și-a ținut slujbele greco-catolic. Da, cred că asta n-are o prea mare însemnătate atâta timp cât crezi în ceva. Da. Și ai început școala? Școala am început-o... Să o luăm cronologic. Am fost la grădinița numărul 66 din Mănăștur. Ce minte să știi și am avut numărul acolo, 66. Da, numărul 66. Și am avut acolo, poate că o să te surprind un picuț, am avut acolo ca și educătoare pe doamna Giomoleanu, care era întâmplător, sora ei era vecină cu noi. O ții minte și acum, o femeie deosebită. Cu toate că poate din anii copilăriei chiar să-ți aduci aminte de educatoare, nu, dar acum stă în fața mea. Era o femeie înaltă, pentru mine că era micuț. Probabil acum n-aș mai zice așa. Te uiteai în sus, un păr lung și negru și niște ochi așa frumoși, deci... O admirai. O admiram, cred că eram îndrăgostit de ea, știi? Ce fain. Da. După aia m-am dus la liceu de muzică, nu știu dacă era liceu atunci, sau era liceu, tot liceu, da. Era liceu de muzică. De pe vremea noastră era tot timpul fost, de când a început. Pe Avram Iancu, nu? Pe Avram Iancu. Clasele primare erau pe Avram Iancu, exact, și da. Pe Săvinești era de la clasa 5 încolo și te duceai de la 7 jumate la ore. Mi-aduc aminte că când am intrat pe poartă, era o poartă de lemn, da. Știi? Și când am intrat în curte, pe partea dreaptă era un balcon așa mare din de lemn. Știi? Și mă uitam așa, le zic, wow! Zic, aici e ceva conac de la boieresc. Și în față, acolo și acolo se ține ore. Da, și în față erau treptele respective, la cu ușă și... Nu, și în spate era... Și în spate era grădina aia, da. Sau ce era curtea aia curtea, mare. Curtea pe două nivele. Unde era adunarea unității. Acolo, de fapt, acolo a nimerit și băiatul meu, Mihai.
Au făcut primii 4 ani acolo. O mai prins? El a prins. El, cred că între ultimele generații a fost. După care, 100%. După care, câți ani are Mihai? 30 are acum. Are 30. Probabil cam ultimele generații. Că după... după aia s-a mutat în... s-a mutat. lângă parcul. Cine s-a Caragela. Mutat? Cineva s-a mutat. El cu școala. Eu n-am apucat să schimb clădirea, pentru că în clasa a doua părinții m-au luat de acolo din motive tehnice. Obiective. Să nu spui că erai copil problemă. Mă urmăreau problemele, eu nu eram problemă. În fine, ți-am spus mai devreme, aveam un coleg Călin Bondar, până la urmă am înțeles că el s-a mutat undeva la Oradea și el nu prea avea chef de școală, eu eram influențabil, așa, și am început să întârzi acasă. Deci știi că orele se terminau la ora 12 pentru noi atunci, aveam 4 ore pe zi, atât aveam. 8-12. Și în loc să ajung acasă la 1, cel târziu, ajungeam acasă la 21. Așa era, da. La 21. Țin minte aici unde era Transilvania sau BCRC acolo, lângă casa de modă. Era un spațiu liber. Da. Ce da. Se punea acolo când eram copii? Ce? Luna Park, da. Îți aduce aminte, da, nu? Da, acolo, exact. Ei, când era Luna Park, eu eram prezent acolo, la rup de bilete, că la 10 ture mă lăsa să mă dau și cu mașinuța odată. Era 3 lei, era, îți minte ture, 3 lei. Ce fain. Unde bani, când aveam bani atunci să plătim ture. Așa de fraged, la o vârstă ta de fragedă, să faci lucrurile astea, cât aveai? 8, 9, 9 ani, maxim. 7 ani aveam. Eu la 6 ani m-am dus la școală. La 6? La 8 ani eram în clasa 3-a. 6 ani și ceva. Născut în februarie. Da, nu. 6 ani și 3, 4, 5. E adevărat, așa, 6 ani și ceva. 6 ani și martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. Da. 7 luni. 6 ani jumate. Deja conta. Da. Ei, în urma escapadelor astea mele repetate, că erau repetate, părinții mei au ales pentru mine să mă mute mai aproape de ei. Prietenă de-a mamei mele care era învățătoare la Generală 23. Deci unde de la grădinia 66 ai ajuns la 23. Am fost la liceu de muzică, după aia la... mă înțelegi. Da. Și acolo mi-aduc aminte așa cu... Duioșie, să zicem, sau cu... Da, era un probabil unii știu, era pe timpuri, era un tip, profesor? Un tip acolo pe care îl chema Paris. Paris. Da. Făcea parte dintr-o comunitate de pe mehedinți. aia care aveau cai, știi, în baie și ăsta așa. Ei făceau ceva trafic cu cuțite și cu tot felul, știi, pe timpul ăla. Și ăsta era un fel, nu să zic James Bond, dar un fel de... El aducea și comercializa? Sau? Un fel de, cum era, mini-me de ăla, știi, cu... Înțelegi? Nu comercializa la școală, avea, dar era fiind în gașcă acolo, avea, știi, arsenal, da. Și arsenal, nu neapărat arsenalul, că nu umblau ei pe timpul ăla... Cine umbla pe stradă cu cuțite, că îi prindea poliția, miliția și era așa mare de capul lor. Da. Deci, o dată să te prindă, să te bată la tăl cu bastonul și era clar, nu mai umblai 3 luni de zile. Avea feedback-ul ăsta, știi, de dur, de golan, de... Na. Eu veneam din altă parte a cartierului, în partea asta a cartierului, stăteam acolo către Colina, asta era 23-ul, lângă Big. Și toată lumea când vorbea, zicea, măi, Paris. Eu m-am întâlnit de vreo 2-3 ori cu el. La un moment dat era urcat pe sala de sport și arunca cu bolovani în curte. Deci îți dai seama ce impresie făcea tipul. Deci i-a pus pe sclăvuții lui să-i ducă bolovan și arunca cu bolovan după noi până curte, știi? L-a aruncat, deci erau bolovani, știi? Profesorii fugeau îngroziți de el. În fine, după... Da, dar să revenim la cursurile mele acolo, îți dai seama după... Cam asta era atmosfera. Acolo, să știi că, curios,
Acolo am cunoscut-o pe Ramona. Deci la vârsta aia am cunoscut-o. Erau trei perechi de surori gemene în școală. Școală. Și în care una dintre perechi era Ramona cu Simona. Bine, am cunoscut-o așa, știam că e acolo. Nu că era... Era mai mare cu un an decât mine la școală. Învățătoarea asta m-a tras la semne cumva, știi? Și a făcut din mine, din ăla care abia trecea clasa, în clasa a doua, îți dai seama, abia să treci premiant. Clasa. Chiar am fost premiant. Bravo. Dar cum e, știi cum e, că nu știi numai de bici, știi? Deci spun, atunci am început să pierd perciunii, știi? Deci când prindea o dată și făcea așa cu perciunii, nu știu cum le întorcea, că era creț așa după aceea. Nu folosea ondulatorul, de folosea groază, mânuța. Deci ce spun, de groază. Deci mergeam și ajungeam acasă și primul lucru învățam și făceam, mă, uite mă ce studios e, știi? Dintr-o dată. Da. Băiatul nostru până la urmă și-o dat seama, știi, că eu eram terorizat, că eram clar terorizat acolo. Cu toate că mi-a folosit până la urmă, că o scos din mine ce era mai bun. De groază, dar o scos. Nu pot zic că n-am avut, în perioada respectivă, n-a fost frumos în viața mea, că a fost frumos, orice copil supraviețuiește. Și a avut o copilărie fericită. Da, tot, niciodată nu zic că n-am avut. Și de principiu, să fie aceeași atmosferă și pentru copii, nu neapărat cu bătăi, înțelegi? Dar ca să fie un pic de armată, că fără armată nu-ți dai seama pe ce planetă trăiești. Să fie cu bătaie lungă în sensul de să te gândești la viitorul. Da. În fine, acum facem o mică paranteză, că vecinul zicea, la un moment dat, măi Sorin, eu cred că zice, tu îi bați pe copiii tăi că numai le pronunț o dată numele și ăștia stau drept. Zic, mă, nu-i bat, dar e sever cu ei, adică sunt strict. Trebuie să fie o regulă și dacă respecti regula respectivă, ești și tu mai conștient de tine, ești mai responsabil și poți să faci mai multe. Ordine. Poate că dacă îi băteam, poate erau premianți, știi, dar n-am considerat neapărat pedepsirea asta fizică să fie și nu o consider, să fie vital, obligatorie și vitală, știi? Mai mult într-adevăr, îi pedepsesc probabil prin faptul că vorbesc, mă răstesc la ei sau îi cert pe chestiile astea și sunt mai ferm în ceea ce doresc de la ei. Așa, să revenim la oile noastre. S-a terminat partea asta frumoasă, copilăria au trecut, ai terminat acolo, clasa 8-a. Nu mă lasă să spun unde am ba, fost. Da, scuze-mă. Lasă-mă cum să spun. Nu a fost clasa 8-a, că în clasa 4-a, în primul trimestru, mă mută la 21, 29 actual acum. Și acolo am nimerit... Prin tot Clujul ai trecut. Stai așa, că mai am încă. Da. Deci am nimerit... Ho, că n-am terminat. Și am ajuns la generala asta 29, mă rog, 21 era atunci. Am făcut clasa 4 acolo, după care m-am mutat la clasa 5 la lângă Flora, asta era undeva lângă pasaj acolo, dacă pe Ciobanului. Ne-am mutat după aia lângă la Flora și de la Flora am stat clasa 5 și clasa 6 deja. Clasa 6 deja eram la Racoviță. Tu ai fost un elev. Deci, ai grijă. Unde am fost coleg cu Alina Maior, sora lui George Maior și cu Bogdan Boboș, cu Uscat Ovidiu, da? Cu Alingel Mărean de la radio. Ce ții minte? Da, păi cum să nu-i țin minte? Ți-am spus că nu pe toți, deci culmea, nu pe toți îi țin minte. Țin minte anumite fețe și anumiți oameni care, să zic așa, mi-au fost dragi pe moment, știi? Sau i-am urât. Știi cum zic, poți să urăști ca și copil, nu? Da. Ai și tu. Dar nu, ca și copil nu cred că nu neapărat ură, dar nu reacționai, că nu vibrai. Da. Așa. Și după aceea am dat-o la transporturi. Apropo de Racoviță, la Racoviță am stat 3 ani, 6, 7, 8. Și unde am stat cel mai mult? Ghici. Dintre a noua? Da, după aia. Am stat la liceu, am stat la transportul unde am terminat, dar am stat cel mai mult la Academia de Muzică. 6 ani am stat. Acum
acolo ai prins... Nu, 7 ani, scuză-mă. Acolo ai prins cea mai lungă perioadă de învățământ la Academia de Muzică. Da, să știi că sunt ultima... Ai prins conservatorul. Da, la conservator... Ba nu, am prins Academia. Și Academia, nu? Nu, Academia, numai Academia. În ce an ai intrat? Păi eu am intrat târziu. A? Am intrat târziu. Tata tot insista să fac muzică. Am făcut între timp, am făcut după vioară, am făcut acordeon, am făcut chitară, am făcut clarinet. Înțelegi? No, astea erau, dar nu mergeam. Rezonai. Nu rezonam, nu. Plus că trebuia să studiez. Undeva și pe la, aveai alte... Undeva pe la 16 ani, unchiul meu, care a fost trompetist, tenor, pictor, poet, de toate, era un mic geniu, da. Dar era și micuț de înălțime, dar era un geniu. Tare simpatic omul. În fine, au insistat să mă trimită la profesor la Boldor, să fac canto. Băi, Sorine, tu ești tenor și te duci acolo. Și m-am dus, dacă mă trimite unchiul, cum să nu mă duc? Da. E ajungând la domnul Boldor acolo, Vasile Boldor, da? Nu era... Dânsul era altcineva, era Crișan Valentin, Dodo, pianistul, dacă îl știi. Nu. Și el zice, știți, m-a trimis unchiul aici să mă testez. Zice, da, hai. Hai. Știi, mă pun acolo, era plin de elevi acolo. Dai seama, eu n-am căscat gura în față la oameni să mă duc eu să cânt. Nu știu ce am cântat, ce n-am făcut. Zice, ești un bariton, așa, știi? Când am auzit că eu sunt bariton. Da. No, la revedere. Da. Nu, n-acceptam. Dice, mă întreabă mulți, de ce n-ai vrut să faci? Păi uite de ce n-am vrut să fac, pentru că mama de când îți mic stătea să uita la televizor și era Dorin Teodorescu, da. Florin Georgescu, toate femeile erau Ludovic Pizda și zicea mama, uite, așa o să fii și tu la televizor, o să fii tenor și o să cânti. S-au rămas impregnat. Și mi-a rămas, să știi, chiar i-am spus la Florin Georgescu, i-am spus asta, zic, măi, tu știi că mama mi te-a arătat la televizor și zice, uite că o să ajungi și tu așa, știi, da. Ei, și asta a fost prima mea experiență cu muzica, muzică, cu canto. Cu canto, da. Am avut undeva prin clasa, cred că deja 10-a, 11-a, cam deci acolo. Era în timpul liceului. Da, 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 eram în liceu. Și undeva prin clasa 11, la vreo 2 ani, cam așa, de fapt eu de la 9 ani am activat într-un cenaclu Poesis, de la doamnei Știrbu, de la Știrbu Iosefina, așa o chema pe doamna, la transporturi, la liceul de transporturi. Acolo ca și comician, știi, comic, știi, eram actor cumva, știi, și făceam. Dar am început și să cânt, am cântat într-o formație, dar pentru o perioadă foarte scurtă, în Transilvania Express, se zicea. Transilvania Express? Da, da, da. Era muzică ușoară sau? Rock. Rock? Da, pe ce era atunci? Era, toată lumea era îndrăgostită, Iris, da. Compact, holograf, nu? Semnalem. Da, semnalem. Da. Și după care cam atât a fost faza cu muzica cu mine, știi? Am plecat de la liceu când am terminat liceu, am terminat profilul ăsta electromecanic-locomotivă. Când zici electromecanic-locomotivă, te gândești, bă, ăla mecanicul de... Nu, nici vorbă. Electromecanic-locomotivă e ăla care repară, știi? Și am învățat... Deci nu e cel care conduce. Nu. Pentru că ca să conduci, îți trebuia școli înalte atunci, știi? Trebuia să ai vechime... ca electromecanic, ca, nu știu, ajutor de mecanic. Era o întreagă polologie aici, știi? Trebuia da. Să crești în clasă. Nu, ca și să era destul de greu, știi? Și îți dai seama, totuși, ca să conduci un tren, ai destinele atâtor oameni în mâna ta. În picior mai de grabă. Păi nu, nu. Era clapeta aia pe care trebuia să apreși. Nu, clapeta aia o să râzi. Clapeta aia pe care apreși aia numai ca să arăți că ești treaz. Da? Da, sigur. Și... Dar era, să știi... Am făcut la Coșbuc, ne duceau la Cuc, da? Și după aia la 16 februarie la ateliere. Făceam la practică mecanică sau practică, nu, era practică agricolă și practică mecanică, hai să zice. Și acolo ne-au explicat că acea clapetă, dacă nu o apeși, în 7 secunde este un fel de opritor care oprește locomotiva. Să-ți spun eu ce care e treaba. Deci tot sistemul ăsta de la locomotivă, dacă vine așa, totul e legat la un dispozitiv, zice dispozitiv stare veche. Înțelege că tu n-ai voie să dormi.
La început era cu pedala aia, țineau apăsată pedala. Înțelegi? Și atunci ăștia ca să... De fapt, nu. Trebuia să apeși pedala tot timpul. Trebuia să stai pe pedala. Și ei ce-au zis? Bă, mecanicii aia pe atunci, ce stau eu cu piciorul acolo? O piatră, frate. Da. Și probabil s-a întâmplat ceva accident sau au aflat ăștia, dar... S-a schimbat cum? La un interval, trebuie să ridici piciorul de pe pedală, știi? Ca să activezi sistemul ăla electronic să nu mai frâneze. Asta era unul. Doi, dacă n-aveai chef să ridici piciorul, trebuia să acționezi fluierul. Ceva, deci trebuia să dacă fie o acțiune. Dacă nu, să activezi miraculosul robinet Knorr D2, înțelegi, care avea 11.000 de poziții și asta că profesoara mea, diriginta mea, Rodica Feștila, ne-a zăpăcit 4 ani de zile cu maneta aia și până la când am terminat tot n-am înțeles ce zice, deci nu știam. Primul lucru era pe masă, așa trona și în poziția 1 ce se întâmplă, în poziția 2, în poziția 3, dar din poziția 3 trebuie să-l porți în poziția cutare, că eram așa. În fine, și am terminat liceul, ca să ajungem acolo, unde te așteptai să mergi? La CFR, că acolo, pentru asta te-ai pregătit. Dacă ai făcut liceu. Am primit repartiție la locurile noastre de la CFR care trebuia să fie, au fost trimiși cei din Bariciu. S-a făcut ceva. Bariciu nu era pedagogic pe atunci. Nu știu ce era, dar chit că le-au schimbat. Nu era pedagogic, nu. Era telecomunicații. Telecomunicații. Ajungea la telefonie. O schimbat ei ceva acolo și o trimis pe ea, o băga pe ea la CFR. Și de la noi, repartițiile care noi trebuia să mergem la CFR, am primit repartiție în miraculosul și primitorul loc din Petroșani. La Jiul Petroșani. Valea Jiului, da. Valea Jiului. Și practic dintre toți care am primit repartiție acolo, eu am fost singurul care m-am dus. Dintr-o clasă. Toată lumea a mers, nu dintr-o clasă, din toată genea, tot Clujul. Petre, din tot Clujul. Că n-am fost, că atunci zicea, bă, să vină mulți aici, că aveau nevoie de forță, de muncă, înțeleg? Și au trimis din tot Clujul, au trimis acolo. Au mers mulți acolo, dar au obținut negație pe medical, pe refuz, pe ce-au vrut ei. S-au descurcat cum au vrut. Doar să nu ajung acolo. Eu am fost foarte încântat. Că mie cum îmi plăcea să mă duc prin peșteri, pe biologie, nu știu ce. Zic, bă, mă duc, văd o peștere, e fain. Și m-am dus. Când am ajuns acolo, țin minte și acum, ca să venim așa, îl cheamă Besserman, îl cheamă. Câte nume în cap, Doamne! Dacă vrei, eventual mai încolo, pot ca să te las ca să filmez scrisoarea de mulțumire pe care am primit-o de acolo, de la Mina Paroșeni. Da, pot să o citesc. M-am dus la Mina și tipul ăsta, directorul Besserman, era foarte încântat că eu vreau să rămân. Știi, nu știam. Eu plăcut. Ramona, nu te duci acolo la acte, jos acolo, e scrisoarea de mulțumire de la Mina. În cutia cu actele, da, am văzut acolo, da. Sigur. Ieri am văzut-o. Nu, că noi pățim pe astea. Ieri am văzut-o, da. Ieri am văzut. Așa. Și tipul era foarte încântat și, bă, rămâi aici la noi. Deci fii atent. Te pun pe locomotivă, mecanic de locomotivă. Și mă uitam, cum să mă pună mecanic de locomotivă pe mine? Că eu robinetul Knorr de 2 la 1, dar nici nu știam cum arată locomotivele ce e acolo, știi? Ălea din Mina, mă refer. Și am acceptat, am avut acolo noroc cu niște prieteni din Cluj plecați acolo, care lucrau, unul dintre ei era la protecția de soț, bărbatul era la protecția muncii, cum ar veni, și el m-a cam ajutat cu acomodare acolo. Ei mi-au găsit într-un cămin de ăsta de nefamiliști, aveam camera mea, nu știu cum să spun. Atunci când erau câte 8-10 într-o cameră. Dar am stat o săptămână cu 8 în cameră. Am stat și după aia m-am mutat în camera asta de nefamiliști, stăteam singur. Numai n-aveai bucătărie, știi? Era o baie, dar fără bucătărie. Și m-am dus, m-am repartizat la sectorul 5, sectorul transporturi. Interesant, atmosfera din mină, știi, să zici așa, că mie mi-a plăcut. Dar deci, coborai în mină? Da, deci mergeam la orizontul, să nu greșesc, cred că 3.80 sau 3.60, 3.80 sau 3.60. Ce înseamnă asta? Înseamnă 380 de metri deasupra nivelului mării. Uh-huh.
Că mai era unul 500, nu știu cât, cum era pe timpul ăla, știi? Ce scrie aici? A? Da, da, bun. Vă citesc? Da. Ba nu, am greșit, mă. Stați, mă. Stați, mă, că nu-i de la băla. Asta e alta. Asta e alta. Eu am mai multe, dar asta e alta. Dar vă citești asta. Asta e mișto. Dar citește. Nu o citesc, asta e de altceva. Lasă ca asta. La alt capitol, mă. Tu vrei, vrei capitol. Dar aici e că nu avem numai 50 de minute. Și gătăm. Pac, 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 pac. Și dacă restul știi. Facem continuare. Restul to be continued. To be continued. Asta a fost prima parte. Așa. Deci, în perioada următoare, m-am acomodat acolo la Valea Jiului. Valea Jiului. A urmat un șir de evenimente care nu erau chiar ortodoxe acolo cu colaboratorii, cu colegii mei. Ăștia erau, deci nu știau o ierarhie profesională. La era care era mai tare, care era mai mare. Mă rog, urma niște scandaluri. I-am cam căpăcit pe acolo și au trebuit să vin, că nu se mai opreau, știi? Deci până la urmă au venit din mină în afară, în exterior, înțelegi? Deci în viața mea privată, cum ar veni, și era tot, veneau, mă căutau la cămin și faza, și până la urmă am lăsat în pace și am plecat de acolo, că nu asta îmi doream de la viață, știi? Când am vrut să plec de acolo, Besserman s-a rugat de mine, te rog frumos, dar rămâi. Te rog frumos, să-ți dau, te bag în abataj. Abatajul ce înseamnă? Abatajul, închipuiesc, eu l-am salar acolo de 2100 de lei. Da? Era bun salariu. Bun salar. În abataj, 15.000 de lei. Deci 15.000 de lei, tu îți dai seama ce salariu era acolo. Deci tu, dacă stăteai un an de zile acolo, veneai cu banii aia și îți luai un apartament în Cluj. Că eu nu cheltuiam, n-aveam pe ce cheltuie acolo. Da. Programul meu de muncă începea așa, acolo, într-un șut. Aveam trei șuturi. Schimb 1, 2 și 3. Lucram 8 ore. Aveam 6, dar lucram 8. De ce? Da. Pentru că lucrai o săptămână, 5 zile, 8 ore și aveai 2 zile libere după șutul 1, după șutul 2 la fel și după șutul 3 care era de noapte cică, stăteai, că oricum acolo era întuneric tot timpul, stăteai, aveai 3 zile libere. No, eu în alea 2 zile, 3 zile libere, veneam acasă în Cluj. Dar de ce veneam acasă? Bă, să intru în vană. Să intru în vană și să stau să-mi iasă din fiecare por cărbunele, că eram așa, eram, parcă eram dalmațian, cu pete mici, 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 așa, știi, negru, da, negru. Intra cărbun, intra în por. Da. Dar nu tot timpul, că erau zile în care intrai, cum intrai, așa ieșai, adică curat. Erau în care nu te mai recunoșteai, știi, depinde de cât cărbune se prelucra, cât și ce era acolo. Ei, și să nu-mi pierd șirul. Poveștii, am ales ca să vin, am refuzat să lucrez în abataj, am venit acasă. Acasă m-am dus și m-am angajat la reviză de vagoane, ca electrician. Asta, cam asta se potrivea atunci. Și acolo am cunoscut-o pe Ramona, la o lună de zile. Ai recunoscut-o. Am recunoscut-o. Bine, între timp eu am mai cunoscut-o odată, că pe 25 care mergea din Mănășturi în Gheorgheni. Mergea cu același troleu, știi? Și sora sa era așa, tare tot timpul, cum să zic, glumeață și miștocară, știi? Și Ramona era mai retrasă și mi-a plăcut de ea că era mai retrasă, știi? Și aici la CFR tot exact aceeași chestie. Prima oară am cunoscut-o pe Simona, după care adică am făcut cunoștință oficial cum ar veni și după aia am cunoscut-o pe Ramona. La prima nu a fost așa atracție, dar la a doua a fost. Și am și rămas de atunci cu ea. Asta a fost în 1988. Deci din 88 suntem împreună. Iar după aceea am plecat în armată. În armată am prins Revoluția. Și aici la Revoluție pot ca să-ți citesc o scrisoare de mulțumire. Erai cu Cătălin? Nu, Cătălin a fost la Cluj. La Cluj, da, dar știu că mi-a zis că a fost în Dubița aia care a fost în centru. Da. Deci fii atent aici. E mișto asta. Deci asta nu știu cât s-au, dar e fain. Și așa, scrisoare de mulțumire. Ca în toate momentele de răscruce din istoria noastră frământată, în zilele Revoluției din 22 decembrie 1989, 21-22, dar așa au fost, armata a fost de partea poporului. Fiii țării îmbrăcați în haine militare s-au aflat de aceeași parte a baricadei, alături de neînfricații noștri tineri, alături de muncitori, studenți, intelectuali care au apărat cu piepturile lor Revoluția, viața noastră de mâine. Cu I din I, zice, știi? Da, da, da. În lupta cu un dușman perfid, viclean, bine pregătit pentru acțiuni teroriste, unitatea militară 01908
București a asigurat paza și apărarea și buna desfășurare a activităților în importante obiective strategice, militare, economice și culturale ale capitalei ca Radiodifuziunea Română, Centrala Telefonică Mogheroș, Oficiul Poștal 74, drumul tabelei, termocentrala CED Vest, unele comandamente și cazămele armate. Nu zice nimica de intercontinental, dar aia a fost înainte de 22, da. Între roi unității noastre, fiul dumneavoastră, sergent Lupu Sorin, adică mi-e moa. Erai sergent? Da, eu am fost sergent, da. S-a comportat admirabil, luptând cu arma în mână, îndeplinindu-și cu pilduitoare abnegație, curaj și spirit de sacrificiu misiunile încredințate, participând la neutralizarea bandelor de teroriști care au atentat la nobilele idealuri ale Revoluției și Democrației, libertatea și demnitatea națională. Fie că aceste nepiritoare fapte de vitejie înscrise în Cartea de Aur a tradițiilor unității noastre să constituie momente de referință în biografia fiului dumneavoastră, pe care l-ați crescut și educat în spiritul dragostei și credințe nestrămutate față de milenara patrie română. Semnată comandantul era Grecu Ioan. Și asta o trimis-o acasă, o scrisoare? Da. N-au fost mulți care au primit. Tata, fii atent, deci tata când s-a declanșat Revoluția în 16, tata a venit la mine în vizită. Cu mama lui Marius, a lui Remus Chidean. Eu au venit la mine acolo, știi? Și eu, tocmai ce intrasem acolo, i-am pupat și apare ofițerul zice, răsună valea. Nu, munții de aramă, zic. Cum adică? Zic, eu am crezut că e glumă, știi, că știam că asta era prima alarmă. Când am ieșit, tata, e alarmă, n-am ce să fac, trebuie să mă duc. Aveam 3,5 km până la locul unde eram eu cazat, că mergeam prin interiorul Pânghenci, așa. Și am ieșit afară, când am ieșit afară, deja s-auzea munții de ramă. Cum, că trebuie să treacă oră, adică răsună valea, trebuie să treacă mai mult timp, știi? Dar era așa, una după alta. Mai multe episoade. Da. Pe când am ajuns la mine la unitate, când am ajuns că treceam prin depozite de arme, ăștia scoteau deja muniția. Deja era muniția de război. Muniția de război. Și când am ajuns la bine, oricum trebuia să o scoată în afară, știi, la da, se scotea în curte. În față, da. Când am ajuns la mine la unitate, deja armamentul era afară, colegii mi-au luat efectivele astea și se deplasau către unitatea principală unde trebuia să ne adunăm, pentru că deja era Radu cel Frumos, care e alarmă de război, da, alarmă de război era. În fine. S-o termina și cu armata, am venit înapoi, ne-am căsătorit în 91. Bine. Bine, te-a așteptat, Ramona, în timp ce ai fost în armată. M-a așteptat, da. Ce mai fost? M-a așteptat, da. Deci eu i-am scris nenumărate, sau cum zic aia, fără număr, scrisori. În fiecare săptămână scriam. Chiar era o modalitate să împachetez foaia în așa fel încât să fie și plic, știi? Uh-huh. Scrisoarea, am învățat-o acolo. Și scriam unitatea militară, n-aveam bani de plicuri, de timbre și asta. Deci eu o transportam poșta română. Că venea din Ramona armată. Ramona are așa o plasă mare în care cu scrisori de la mine. Și eu de la ea am așa, 12 scrisori, una pe lună. Dar mă rog, au rezistat. Acum, cine știe, poate că ca să-mi scrie era greu pentru ea, știi, și accepta mai mult ca să primească. Trebuia să lucreze, nu? Și lucra CFR aici. Mă rog, ne-am întors înapoi, am urmat o perioadă în care am fost... V-ați cunoscut mai bine? Ne-am cunoscut mai bine, da. În 91 am terminat școala de impegați, de mișcare, că am făcut impegați de mișcare la aceasta și am plecat la Someșeni. Când am ajuns la Someșeni, imediat după aceea ne-am și căsătorit, am făcut nunta. Sora mea a lucrat la CFR. A fost casieră. Da, știu, era știu. La Aghire și știu. După aia în Gara Mică. Știu. Și cumnatul? De el nu știu. Cu Titi. Titi nu? Ba, stai, da, ai dreptate. Titi, da, cum să nu? Dar a fost colegi, măi. Da, am fost colegi la revizia. Da. El era broscar. Eu eram electrician. Ce, broscar? Broscarii. Broscarii sunt cei care se ocupă de părțile mobile de la uși, de iale, de astea, știi? Broască. Da, broască, broscar, așa ziceam, da, așa era. Când ai ajuns,
ai revenit la la canto. Când, nu. Cum s-a întâmplat? În 1995 tata a murit. A avut selecte Dumnezeu, a avut trebuia să el a fost prima dată undeva prin 80 și nu mai știu. 81 cred că. 81, 82 a fost operat. Un AVC? Nu, a fost operat pe cord deschis. Și a schimbat o valvă și trebuia să-i mai facă această operație după 10 ani. Nu a vrut să o facă. A zis că el nu mai stă să fie deschis ca un porc pe masă. Știi cum te desfaci da, da. Așa? O refuzat, dar îți dai seama, tehnologia respectivă, sau cum zic, tehnica respectivă cu valva aia, că era chiar o valvă de porc, mistreț erau, eu pot că așa se punea, știi, că asta e cea mai compatibilă cu corpul uman. Și el a refuzat, a zis, nu mai vrea să fie și valva respectivă nu rezista, nu mai rezistat, sângele, presiunea de sânge a fost mai grea și de acolo complicații până la urmă s-a dus la operație, dar după o perioadă mai lungă, nu a fost prea târziu, că eu a reușit operația, dar o decedat din cauza că a făcut septicemie în spital. Deci mi-aduc aminte cum arăta, deci era tot era infectat, nu putea să facă nimica. N-am înțeles de ce, dar mă rog, probabil din cauza bolii, știu, n-o fi avut aia, așa a fost să fie. Da. Și 95 atunci tot așa iar a apărut unchiul. O revenit în istoria ta. O revenit și a zis, Sorine, trebuie să te duci că ești tenor. Unchiule, nu sunt tenor, că ăștia îți crezi baritul. Măi, eu nu stâmpit, că așa era foarte tare. Băi, eu nu stâmpit, înțelegi? Eu am ureche, eu știu, tu ești tenor, eu te aud cum vorbești, cum astea, ești tenor, du-te. Și m-am dus și spre norocul meu, de data asta era Boldor. Boldor acolo. Da, Boldor care a apărut în viața mea așa ca o cometă. L-am considerat și îl consider ca și al doilea tată al meu, știi? Deci el m-a format ca un om de scenă, un om extraordinar de dedicat și sufletist și cum să zic, era atât de implicat în ceea ce făcea că n-aveai motive să zici să te superi. Eu cel puțin n-am avut niciodată un motiv să mă super. Era un bun om. Sau să-l contrazic. Păi pleca la 6 dimineața, era la școală și pleca la 6 seara. Gândești că era în șut, 12 ore. Avea la un moment dat 180 de elevi acolo, la el înscriși. No? Fă tu cu 180 de elevi, când 3 elevi deja faci așa, știi? Dar el 180, știi? În fine. Cum făcea? Da, te ducea, uite, te-a dus înainte și ca dovadă că cum era, la un dat avea jumătate de cor de la opera maghiară elevii lui, jumătate de cor de la opera română, corul de la filarmonică, nu știu câți soliști, era pânzit, aveam numărat la un moment dat, avea 400 de elevi care cântau la ora respectivă, no, 400, cine se poate mândri cu așa ceva? Fantastic. Oricum a fost, da. Așa, și pe când noi ajuns... ne-a dus în cor, ne-a dus la vișeul de sus, ne-a luat de la liceu, știi, pe câțiva băieți care știau. Sau fete, aveam un grup, ne punea într-un IMS din ăla și ne ducea, ne-am dus la tot fel de festivaluri, cântam cu țăranii să implica, în cor. Să implica, e o chestie care nu vezi astăzi, chiar nu vezi, sunt foarte puțini. Foarte puțini oameni care se implică la treaba asta, să meargă la concursuri și mai mult preferă să stea. Mai bine prefer să stau pe telefon, pe Facebook, să fac o poză, uite ce știu eu ce să fac, decât să se implice. E mai altă situație, conjunctură, să zic, dar crede-mă că dacă era și acum, dacă era Facebook-ul, Boldor tot așa să ocupa. Sigur, pentru că nu putut. La el o decedat și dânsul, dar... Căderea lui maximă a fost în momentul în care a ieșit la pensie. Când a ieșit la pensie, când a fost pensionat, așa s-a terminat, știi, cu el. Că era viața lui, asta a fost viața lui. Așa, și am ajuns acolo, el simte așa cum să barberea, el pe jumătate era barberit cu o mașină de asta electrică, pe jumătate nu, și zice, numai un pic să termin. Și a terminat, că acolo era, acolo stătea. Da. Și a zis, hai să facem vocalize. Și facem vocalize și după primele două, trei vocalize, îl văd că țâșnește în sus, se duce la Vlas, la Bubu, era prietenul care ne-a dus acolo, îl ia în brață și sărea cu el și că-ți mulțumesc, știi? Și el făcea, nu eu, Pilu, eu nu, știi? Era frică de el, știi? Și băi, ce n-am crezut că o să mai nimeresc așa, să am așa o voce și așa. Și într-adevăr, el a avut darul ăsta de a influența și de a să schimbe mintea într-un fel. Pentru că el o zice, Sorne, tu o să ajungi solist.
De direct mi-a zis, tu o să ajungi solist la operă. Și mă uitam așa la el, zic, bă, ce vorbește. Ce vorbește. Mai după o săptămână, deci începând de a doua zi, venea la mine la serviciu și mă lua, eu lucram la agenția de bilete a CFR-ului din piață, de la Matei Corvin de acolo, din Unirii. Mă lua și mă ducea la el și făceam, în fiecare zi cu el făceam vocalize. Și după o săptămână i-am zis la Ramon, auzi, știi ce fac? Eu o să dau la conservator că ajung solist. Ce-a introdus Ramona, microbul? Ramona, că nu ți-a mai povestit tocmai din cauza timpului alocat. A început să râdă. Am mai avut tentative și reușite, toate au fost reușite până la urmă, ca să, cu diferite instituții de învățământ. Am intrat la mai multe facultăți. Le-am lăsat pe toate pentru că nu vibram cu ele. Nu era. Simțeai că ăsta e drumul tău. Da. Ramona, când a auzit că iar o să mergi la începe o altă facultate, a zis, bine, okay. E clar, am înțeles. Încă. O să fie. Încă, da. O facultate. Încă o facultate. Mai adăugăm una. Ei, și după 3 ani de zile, s-a fost la 25 de ani, la 28 de ani, am dat pentru prima dată la conservator, unde domnul profesor Roșu a considerat că-s prea bătrân și... O zice, nu, o zice, n-are ce să facă asta aici, tu, stai seama, la vârsta asta, ce să facă, să copii tineri, ia locul la vreunul, nu, zice, nu, îi dăm 3. Eu mi-a dat 3 și m-a scos din concurs, examen. Da. Pe mine nu mă descurajează chestiile astea, el a crezut că gata, s-au gătat, știi? Profesorul a venit boldor și a zis, hai, nu merge, nu te uita, păi de ce să nu mă uit, nu te uita, el săracul să nu mă sperie, știi? Da. De ce mă duc și mi-a dat 3, ok, zic, mai, și zic la, i-a zis la profesor, zic, vin și la anul. S-a uitat așa la mine, asta am vrut să spun și eu, nu ne lăsăm și venim, că i-ți-o dat așa ca să te descurajeze, bun. Și al doilea an am venit iară, am dat, recunosc, am avut o înțelegere cu rectorul Fărcaș, în ce sens? El a zis așa, băi, eu prima etapă nu o să pot să fiu aici, dar dacă în a doua etapă vin și nu ieși la înălțime, te trântesc, știi cum era el, te trântesc. De nu te vezi. Dar dacă merita și considera, te băga la, trecea mai departe. Ei, și m-am dus, prima etapă, președinte comisiei, Gheorghe Roșu. Ăsta nu înțeles că noi nu-l vrem aici? Chiar nu înțeles, i-am dat 3 special, nu priceput. Și nici nu vreau să aud, la care doamna Elena... Moldovan a zis, zice, Andrieș, da? Zice, nu, noi nu avem tenori. Trebuie să fie. Hai să-i dăm o șansă să vină în a doua etapă. Păi nu, că eu nu vreau, măi, lasă-l așa. Și m-a lăsat. Și am trecut și în a doua etapă, ții minte, aveam așa un păr așa, așa stătea. Ca și ala Bonisoli, știi, era? Cristi Sandu își aduce aminte de mine, zice, băi, parcă era Bonisoli în costum de CFR, știi? Și am intrat și mă vede, era Fărcaș și ce tinere ești pregătit și zic, da, ce să vedem, știi? Și m-am dus și am cântat, n-am avut treabă. La examen, la primul examen, no, cu notele nu stăteam așa de strălucit, dar tot știam ce e un do, ce un sol. Și dă, era Terenii la examen, știi? Și era cu Pop, cu Adrian, nu cu Pop, cu... Adrian Pop. Nu Adrian Pop, nu mai mi-aduc aminte acum. În fine. Cel tânăr? Da. Nu Nicușor Pop. Nu băiatul, știi de cine zic. Da, de ce care face acum și armonie și contrapunct. Nu, uite că nu, uite, am un lapsus, în fine. Și mă duc acolo, erau cei doi în comisie și trag un bilet. Ce biletul numărul 9. Și mă uit așa, zic, domnul profesor, aici e cheia fa. Deci eu să cânt în cheia fa. Deci eu sunt tenor. Chiar eu sunt tenor, trebuie să cânt în cheia sol. Da, Terenie. Da, domnul... candidat, dar trebuie să cunoașteți, deci nu cunoașteți. Zic, ba da, dar mi-e mai greu. Nu, vă rog frumos, luați loc la pian și face. Și eu mă duc și mi iau sol, tonul, lau, mă acordez și încep. Sol, si, la care asta zice. Ai încheiat sol. Dar nu e bine. Eu mă uit, mă, cum dracu nu e bine? Asta-i fa, asta-i sol, asta-i si, și are sol, si. Da, hat, domnul candidat, îmi pare rău, zice, dumneavoastră nu cunoașteți notele, asta este, știi? Și eu mă ridic și ce făceai? Puneai biletul și plecai, nu? Da. Și eu mă uit așa și zic, domnul profesor, hai să nu mor prost. Ce note să stea până la urmă? Aha, asta sol si este. Eu am luat alt solfegiu.
Hey, m-am dus, am solfegiat, am trecut mai departe. Te-au lăsat să cânti solfegiu până la urmă, și, da, m-au lăsat, am trecut, nu a fost problemă. Am trecut și a doua oară. De ce îmi permis să spun chestiile astea care sunt așa mai ascunse? Mie mi-a venit Ghiță Mogoșan și mi-a spus, băi, ăsta nu te-a vrut, de roșu. Nu te-a vrut și gata. Și până la urmă, uite, doamna Elena te-a... Te-a împins în față și te-a lăsat să mergi mai departe. Îmi permis să zic treaba asta pentru că când am terminat conservatorul, la comisie, am avut licența, la licență mi-a dat 8.33. Iar alt rol care a fost mai mic ca mine, notă mai mare. Notă mai mare, cu toate că ca învergură, eu cred că trebuie să pui și chestia asta, învergura rolului. Chiar dezastru nu a fost, că am spectacolul și a fost ok, privind și prin prisma asta, dar n-are importanță. Pe mine nu m-a interesat niciodată notele, m-a interesat să văd cum progresez mai departe. Și m-am prezentat la masterat. Ei, la masterat, 10 pe linie, au avut Mihaela Ișpan, Iulia Merca și Sorin Lupu. Când ne-am dus să ne susținem proiectul, Roșu m-a întrebat așa, zice, el era în față. Prietene, cum îți poți tu explica că nota pe care ți-am dat-o la licență a fost care a fost și acum ți-am dat 10? Și răspunsul meu a fost clar, domnule, atunci asta a fost nota pe care am meritat-o, acum e nota asta pe care o merit. Și o zice, da, ok, dar tu știi că eu nu te-am vrut. Și am zis, da, știu. Păi de unde știi? N-are importanță, știu. Și bă, ce impresie îți faci tu de noi așa ca oameni? Și zic, eu am început să râd, era doamna Motola, așa? Motola era Ani Rusu, era Elena Andrieș, Mogoșan a fost atunci, în fine, domnul Roșu. Și zice, ce impresie îți faci tu de noi ca oameni? Așa? Și zic, eu am început să râd și zic, bun, hai să vă zic altceva, n-am zis ce impresie, vă spun ce impresie am eu, cum vă văd eu de pe partea cealaltă. Și am început să le spun. Tot ce am avut de spus în anii ăștia, știi ce filme tragi. Tot ce s-a adunat. Ce filme tragi, știi ce filme tragi, da? La care ce nu, hai să vedem. A, Roșu se lasă pe spate, știi cum era stilul de așa. Ăștia erau atenți și spun, zic, măi, în primul rând, când urc pe scenă, ne uităm la pian, că e pianul lângă noi, acolo. Și ne uităm în spate și vedem așa niște umbre. Cu niște ochi care strălucesc și care se transformă în niște monștri, gata să ne înghită. Și după asta stai și îți dai seama, stai mă, că sunt niște oameni. Ok, și începi să cânți. Când începi să cânți, îi vezi pe fiecare. Ani Rusu. Nu? Zâmbitoare. Era Gheorghe Mogoșan. Gheorghe Mogoșan, cântai ceva, făcea... Nu? Roșu. Da, așa, le ziceam direct, Roșu. Domnul. Da, doamna Andrie, știi? Preocupată de... Oare... Da, de fiecare. Fiecare cu sunt expresie. Sunt Petrean, era ce. El. Știi, de cum erau? El să cânte cu tine, da, să zic. Da, acolo, da. Țibrea era răsfoia, îți aduce aminte de noi. Da, el răsfoia reviste sexy. Da. Apărea. Playboy-ul. Da. Așa. Asta a fost. Și ei râdeau, erau foarte satisfăcuți de caracterizarea pe care am făcut-o. Mi-aduc aminte cu drag de Jurja, de Iulian Jurja, în care la o reexaminare din anul 3, în care aveam două examene, două aveam de cântat, două restanțe aveam. În 1996 a intrat sau când? Nu, am intrat în 99. 99 și mai era Jurja? Da, 99. Uh-huh. Bine zis, 99, da. Dar asta a fost, prin 2002 a fost chestia asta de care vreau să spun, uh-huh. Știi? 2002 a fost, da, 2002. Mă duc la reexaminare respectivă, măi, îți dai seama cum intram acolo, nu erai sigur pe tine, emoții, tremurai, care mai de care, eu nu tremuram până ajungeam pe scenă, atunci începea, știi, stomacul. Nu știu ce am făcut, ce n-am făcut, dar m-am urcat pe scenă și m-am uitat așa la ei și zic, da, gata, mai ares voi undeva, știi, da. De exact așa și a fost, i-am înjurat în gândul meu și la revedere, zic, eu cânt, fac ce vreau. Și am cântat
Și când am ieșit de pe scenă, că eram ultimul, vine Jurja după mine. Ce, Sorin, Sorin, stai, stai. Zic, da, domn profesor, ce ai făcut? Ce am făcut? Că nu știam, ce ai făcut? De, ai cântat așa. Păi am căscat gura și am cântat. Nu, 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 ce ai făcut? Că ai făcut ceva. La ce te-ai gândit? Și eu am vrut să așa zic, domn profesor, zic, m-am băgat în origini în pătăți, zic, asta a fost. Foarte bine, așa să faci, așa să faci, așa să faci de acum înainte, înțelegi? Asta a fost perfect. Și după o zi au avut a doua examinare. Ei, vreau să zic că ele au fost primele note de 10 pe care le-am luat la reexaminare. Gândește-te, reexaminare, tu știi cum era, că aveai restanțe la revedere, nu, de la 8 în jos, că așa era. Eu luam 7 pe linie, eu eram candidat. Nu știu, Sorin, eu n-am avut nicio reexaminare. Eu am avut, toată, am avut că eu pe vremea respectivă lucram la o firmă, nu-i pronunțăm numele. Nu, așa? Nu facem reclamă. Eram director de, zonă pe Transilvania și era destul de solicitant. Și acolo, mă împărțeam în mai multe locuri. Dar m-am lăsat, înainte a fost așa, m-am lăsat de toate și m-am dus la opera. Și la opera aveam salarul numai pe cartea de muncă, deci numai pe cartea de muncă, de 20 de ori mai mic. Deci de 20 de ori mai mic. Aveam 70 de lei cum e acum, 700 de mii, și acolo aveam 14 milioane atunci. Deci eu abia de câțiva ani de zile am ajuns la salariul care l-aveam atunci la firma respectivă. Deci îți dai, a fost un șoc pentru mine. Și lucram ca și taximetrist. Ce nu făceam? Orice făceam numai să pot să aduc un venit acasă. Copiii erau deja născuți? Da. Petru nu era născut, Mihai era născut. Petru s-a născut în 2006. Deci, deja erați o familie, era greu. Petru erați trei persoane. Petru s-a născut în 2006 când am debutat în Lucia de la Mermur și am venit la operă și zic, era Cristina Albu, atunci era acolo și zic, băi, zic, a născut Ramona. La care zice, dar când a fost însărcinată Ramona? Zice, ea se referea la Ramona Eremia. Da, știi? Da, da. Când a fost însărcinată? Măi, zic, Ramona mea. Da, da, cu Petru, așa a fost. La un moment dat au venit în primul an de masterat, a fost o problemă cu cei care urmau să absolve, cu Adi, cu Hartig, cu Adi, Bogoșan. Adi Sâmpetean. Și o trebuie să învăț repede boema. Am învățat repede boema, pentru că nu s-a putut să cânte atunci, a avut o ceva problemă Cristi. Și m-am dus și am făcut tot efortul și am cântat. Am învățat, am avut două spectacole unul după altul. Primul a fost cu Horvat, al doilea a fost cu Maxim. Roșu în sală. Prietene, te rog frumos să mă ierți. Dar zic, de ce? Uite, eu n-am vrut, nu te-am vrut și tu totuși ne-ai ajutat și ai făcut treaba asta. Zic, domn profesor, simplu fapt că v-ați cerut iertare, pentru mine nu a fost nicio problemă, pentru că îți trebuie o foarte mare putere ca să poți să-ți ceri iertare. Când ți-ai cerut iertare, când îți ceri iertare, gândește-te, după mine, cred că e o bucată din tine pe care o scoți și o arunci, înțelegi? Nu s-o arunci, o scoți din tine, te depersonalizezi, înțelegi? Și zici, bă, adică nu știu cum să zic, te împarți, te rupi. Un om adevărat recunoaște că a greșit și poate să-și ceară scuze. Nu cred că e așa de greu. Da, asta e foarte greu pentru că mulți nu acceptă. Eul tău, Am cunoscut și cunosc oameni care zic, eu nu pot să-mi cer iertare. De ce să nu pot să-ți cer iertare? Păi a greșit omenește. Clar, și nu? Greșim. La fiecare, nu chiar la fiecare Sfântul pas, dar... Sfântul Petru și-a cerut iertare. Da, așa e, așa e. Da? Sfântul Petru păi și-a cerut iertare. El s-a lepădat înainte de cântatul Cocoșul aia de trei ori, dar după aceea și-a cerut iertare de la Sfânt. Adică el promova ceva, promova o anumită conduită și el o încălca. Și el a zis, mă, zic, cum adică tu faci treaba asta și tu o încalci? Și la care s-a zis, bă, zice, iartă-mă. Asta peste tot așa. Oamenii legii fac legi și ei le încalcă. Da, așa e. No, cam asta a fost istoria, știi? Am dat masteratul, după care între timp am ajuns solist la opera aici. M-a ajutat domnul Fărcaș, aveam responsabilități de solist, eram angajat în cor, după care Rareș Trifan mi-a făcut contractul pentru solist. Sorin, vreau să te întreb că tu ai fost în foarte multe turnee. Și
aș dori să-mi spui care a fost cel mai lung turneu al tău și numărul spectacolelor. Turneu lung, dacă... Deci am lucrat și pe un vapor de croazieră am fost. Da, dar acolo nu cântai opere. Nu se pune, că, ba, cântam opera. Opera cântai? Da, cântam opera, arii din opere și canțonete. Arii din opere, de așa... Da, dar era de ajuns, două spectacole pe zi aveam. Știi? No. În fiecare zi. 30 de minute, 30 de minute. Deci e ceva, nu? Atâta cântam. Da, în vedere că cântai arii, da, e greu. Nu, e destul de solicitant. Dar și acolo pe, îi solicitam fiindcă ești fost pe astea mare. Astea au fost cele mai lungi ca și timp. Nu, dar eu vreau să scot în evidență faptul rezistența vocală. Păi dacă vrei asta, deci îți spun așa, deci pe care o am încă. N-am de ce să fiu modest, că asta e realitatea. Deci în 8 luni de zile am avut 152 de spectacole. Deci 8 luni de zile. Fără repetiții. Bine, cele 8 luni de zile au fost așa. Au fost 2 luni, 3 luni și 3 luni. Da, 3 luni, 2 luni, 3 luni. Așa cu aceeași opera sau? Cu aceeași, nu, cu aceeași firmă, cum ar, cu aceeași... Nu, da, operele pe care le-ai cântat? Nu, atunci am cântat așa, atunci, am cântat Tosca, Ismael am făcut, Aida, Carmen, dar ce mai fost, că mai fost ceva, nu mai știu. Nu știu. Că, în fine, sunt multe, deci am 48 deci, de roluri luni, principale. 152 de... Da. Și acum, în ultimul an, am făcut 100 de spectacole, practic într-o stagiune, în două ture de 3 luni, 3 luni, plus încă o lună de zile în 6-7 luni, 100 de spectacole, fără ce am avut acasă. Am avut anul trecut în Anglia 38 de spectacole de Carmen, 4 butterfly-uri. 8 butterfly-uri, anul ăsta am avut 4 butterfly-uri și... 12 Aida și vreo 20 de boeme. A, și boeme a fost data trecută. Și anul trecut am avut încă 22 de Aida am avut anul trecut. Când vii acasă, cum te simți? Din turneu? Da. Mai pot să zic că fiecare turneul e altfel, știi? De exemplu, de data asta când am venit, pentru mine a fost, nu știu, ca sfârșitul lumii, știi? Nu că vin acasă, ca sfârșitul lumii, că stau acolo, știi? Deci nu n-am mai vrut. A fost prea lungă perioada în nu, care ai fost? Nu, pur și simplu, cred că am ajuns la o saturație, știi? Și când ajungi la saturațiile astea de 2-3 luni de zile, nu mai rezist ca și net, că reziști, da? Am simțit că sufăr, știi? E vorba despre suflet, până la urmă, nu? Am simțit că sufăr, și știi? Și familia și locul tău. Cu toate că, îți spun sincer, am având internetul ăsta nelimitat, știi? Și am vorbit, în fiecare zi aveam câte o oră, două, câte vorbit pe video cu soția, știi? Sau cu cine vorbeam. Dar totuși, deci era lângă mine. Altceva când trăiești lângă familie și mereu... E greu. Chestiile astea, turneele astea sunt grele. Nu sunt, adevărul că și sunt prost plătite, dar asta, uite, până la urmă ți-o asumi, știi? Ți-o asumi și te duci. Și că... Nu oricine poate să facă. Uite, eu n-am rezistat, deși niciodată n-am fost în turneu așa de lung, cel mai lung turneu. La mine a fost o lună și ceva. Da, în care bravo, pot să zic că am Prode. Avut... Da, am avut câte... 20 de spectacole. Da, așa să mă gândesc că în 8 luni se face 100. Deci nu, că astea chiar ziceau, colegii râdeau, prima tură care am fost cu Aida, atunci deci în 2013, cred că, 2013, da. 2013 sau 14. Chiar exact așa, fiecare stagiune nu ține minte, dar 2013 sau 14, m-am dus și colegul care era, întâmplarea face că a fost exact același coleg pe care cândva l-am înlocuit în, tot așa, nou, într-un spectacol. Și de data asta, iară s-a întâmplat exact aceeași chestie, nu le-a plăcut la impresar de el și a zis, zice, poți tu să faci, deci avem 10 zile, în 10 zile să faci 9 spectacole. Și am zis, da, ce e sigur, sunt sigur, zic, nicio problemă. Că avem teatrele astea importante și trebuie făcut și zic da, nu aveam de cântat Aida și Boema.
Deci erau. Într-o seară ei, dar într-o seară boemă. A, exact așa. Am avut, poate că a fost o repetiție așa, știi, că au fost două așa, dar... Să știi că, curios faptul, mie îmi place să le cânt peste două alternativ, pentru că parcă una mă împinge în față, una mă trage pe lateral, nu știu cum să zic, una mă liniștește, una mă agită, știi? Și am... Ai dat-te agită, mă gândesc. Sarea și piperul, știi? Sarea și piperul vin. Și... Făcând chestiile astea, bine, după aceea au început să-i dea și lui spectacole la băiatul ăsta. Și, nu când, dar așa. Și tot aveam mai multe spectacole. Aveam câte 3-4 spectacole, el avea unul, după aia intram cu 3 spectacole. Atunci am făcut 56 de spectacole în 3 luni de zile. Au fost. Eu zic că nu sunt puține. Știi? Și cu ținând cont cu deplasările. Așa am început turneul, mi-aduc aminte, seria aia de 10. Am început, am plecat din sudul Angliei până în nord, în Aberdeen. Și am ajuns în Aberdeen pe scenă. Scena era foarte înclinată. N-am mai întâlnit niciodată o scenă așa de înclinată ca așa. Am avut noi la Tosca. Nu-ți aduce aminte? Bine, al Mănuțiu. Bine, dar era făcut așa. Și era așa, dar asta era naturală, da. Am înțeles. Și am călătorit în total 1200 de mile în ziua aia. Deci 1800 de kilometri. Cât sunt? Aproximativ. Da. Deci 1200 de mile, așa ne-o dus aia, pe nu știu cum. Când am, inițial, până la prima tur, au fost 900, după care încă 100 până la teatru și 100 înapoi. Deci dai seama ce. Când am ajuns acolo la spectacol, eram destul de obosit. Și atunci s-a schimbat și solista și a venit o colegă, nu-i pronunț numele, care îi spuneam, adică pot să-i zic, Olga Perie era, și zic, Olga, zic, hai să-ți explic cum e cu regia, nu, eu știu, bine, asta, ea are o manie, fata asta, deci orice face să pune în genunchi ca și cum e sfârșitul lumii, cânta ceva, să lăsa jos, și la faza la care apare Amneris, știi, că traditor și ăsta te omor, știi? Ia în genunchi. Petre Racoviț ăsta, el e un tip așa mare, aproape la 2 metri, știi, și cea mori și vine cu cuțit, eu îl opresc, ce fugi de aici, da, cum face Radames către, scenografia era așa cu scări, știi, cu niște scări. Și ăsta se întoarce să fugă, cum i-am zis, că așa era regia. Când se întoarce să fugă, în spatele lui, cine era? Pup! Olga! Și îl vezi tu pe Petrea meu de 2 metri cu craci în sus, deci era cu craci în sus, înțelegi așa? Să lovea-te acolo de tot decorul, știi? Aia stătea jos, că ea nu a avut mult. Totuși, oricum, ăsta săracu încerca să fie cât mai ușor, ca la balet, știi? O pica, s-o rostogoli pe scenă și se întoarce înapoi și părusește, zicea asta. Ievușca, nu știu, că ai păsit ceva. Eu, în secundă aia, știi? Mie nu-mi plac greșelile astea făcute în mod gratuit, înțelegi? Care, aia a fost o chestie provocată, înțelegi, de cineva, că tu ai vrut să faci să... Eu zic că e un fel de cabotinism, zic eu. Scenic, da. Așa m-am enervat. Deci cred că a fost pentru prima oară că mi s-a ridicat tensiunea, știi? Deci am simțit că mi-au foc urechile și aveam replica aia sacerdotă, știi, de aia de prima, și am luat-o și am ținut-o și zicea dohotarul, maestrul dohotarul, ce bă, Sonia, zice, așa ai ținut-o asta, zice, ai tunat cu ea, dar eram de nervos, știi? Ies afară și când ies afară de pe scenă, zice, unde-i comor, știi? Și măi, nu ai dat un picior în cur, zice. Asta zice, nu mă, da sărăcuța, ce sărăcuță mă, că puteai muri. Eu trecut cu capul pe lângă de corp acolo, să lovea la cap, știi, pățea ceva, Doamne ferește, știi, eram super nervos. Ei, dar bine, faza de final, acolo ca aici era de scenă și stăteam rezemat și zic, ai, da, o vesei tu, da, și fac, ai, că era poziția iurea și a început să mă doară spatele, știi, și am gândit, ai, da, o vesei tu, la care hotărâi deja să-ți întreșeam și, ce ce-a fost asta, știi? Știi că nu mi se întâmplă. Eu tot timpul sunt linia, n-am treabă. Ce se întâmplă? Și eu de acolo, asta e. Dar așa, ca și o paranteză, tot în același turneu, în Manchester, avea în spate la spectatori un bar. Și în timp ce cântai, se auzeau. Și făceau cafea. Făceau cafea. Venea berea. Bine, asta a fost mai încolo, da? Introducerea în lumea asta lor, a spectatorilor din Anglia, ne-a făcut-o tot la Ida, în primul act, oboi acolo, ta-ta-ta-ta, știu, sau violoncel ce cântă acolo, și să zicem, să-i călgurele fost, da? Ce ta-ta-ta-ta, și se aude. Și-a desfăcut unul berea în primul rând.
la care Dirilo face, asta e și eu de acolo, asta e, se curcurie. Asta a fost cu ei. Și ideea e în felul următor, mă duceam pe scenă, că mie îmi place chestia asta, așa ca un fel de Terminator, știi? Mă duc acolo și gata, rad tot, știi, că așa era. În sensul, eu o văd ca o performanță sportivă, practic, eu așa mă văd, nu mă văd neapărat, și ca și interpret, bineînțeles, caut tot timpul să mă perfecționez, caut tot timpul să modific ceea ce am făcut de la un spectacol la altul și pentru mine eu consider că turneele de genul ăsta m-a ajutat foarte mult, pentru că chiar tot de Petre Racoviță vorbim, Petre zicea la un moment dat, Sornice, a intrat într-un fel în primele spectacole și a ieșit acum și stăm tăși și ne s-adunau în spate și căscau gura să uită ce mai fac. Pentru că de la fiecare scenă mai schimb câte ceva. O colegă de-a mea la Carmen, chiar asta a fost o chestie faină, acolo la scena de final, înainte de să omor acolo, plângea și zice, ce ai pățit tu, de ce plângi, ce sunt? Și așa m-am speriat că am crezut că mă omori, știi? Deci zic, mă transform acolo, ești altfel, știi? Și eu așa mă văd acolo și cumva eu sunt deasupra și fac, cum faci asta, știi? Te vezi tu, Sorin Lupu, pe artistul Sorin Lupu. Da, așa, să știi că așa mă și simt acolo, știi? Acolo trebuie să fac așa, știi? Și controlul la mine nu-i, că mulți dintre noi, și asta cred că ești de acord cu mine, mulți dintre noi îți obsedați de note, îți obsedați de poziția vocală și îți obsedați de ce trebuie să facă mai departe. Ori pe mine nu mă interesează asta, niciuna din ele. Pentru că notele le știu, le-am învățat, sunt acolo, sudate. Sunt în cap acolo, da. Textul la fel, se întâmplă, normal, știi că se întâmplă să uiți textul, dar asta e și vine cu o fracțiune de secundă, știi, bine, nu tu pe aceiași bani, cum zice Ghiță Petean, zice, băi, ce uit textul, dar mi-aduc aminte cu o fracțiune de secundă, la care marele zice, măi, Ghiță și eu, da, mă, dar nu pe tot pe aceiași bani. Și deci asta zic, când ești acolo, și atunci caut să văd ce am făcut data trecută, ce aș vrea să schimb și cum aș putea să cresc și dacă nu am reușit să cresc, de ce n-am reușit să cresc în direcția aia? Deci nu tot timpul găsești drumuri sau soluții pentru ceea ce ți s-a părut că nu a fost ceea ce trebuie în scena respectivă sau pe scenă. Îmbunătățești mereu performanțele artistice. Aș minți dacă ți-aș spune că nu s-a atent la ceva, s-a atent absolut întotdeauna, s-a atent la poziția mea. Nu poziția vocală, poziția corporală. Poziția fizică. Nu neapărat să stau drept sau să stau, știu, în alte poziții, dar să fie una cât de cât estetică, știi? Să nu stau ca Tarzan sau faze de genul ăsta. Și asta vine probabil din experiență. Dintr-o critică a cuiva. Zice, bă, zice, cântai și făceai așa cu mâna, știi? Și am zis, opa, nu vreau. Știi? Sau am văzut pe alți colegi cum umblau pe scenă și mai bătrâni. Există un tic. Da, și este un tic de deplasare, de asta, și atunci zic, mă, de ce îl face el așa? Pentru că e preocupat de ceva. De ce e preocupat? E preocupat de voce, de aia, de aia, și atunci uită de restul și iasă ceva, că e întârziat, știi, și umblat ăla pe vârfuri și sărit așa. Da, din păcate asta întâlnim la fiecare persoană, la fiecare artist. Ticul acela care ți se dezvoltă în viața reală, îl aduci și pe scenă. Da. Și într-un anumit fel, fiecare personaj pe care îl prezint sau îl prezentăm noi ca și artiști pe scenă este din punctul nostru de vedere și până la urmă și ticurile sunt ale noastre. Și poate că e și bine să facă parte din personajul da, respectiv. Da, dar nu în mod exagerat. Că pentru că dacă să nu ai aceleași ticuri în fiecare personaj. Lasă-l așa, dar nu-l amplifica. Aha. Da. Înțelegi? Sau mai temperează-l un picuț. Da, să lucrezi. Chestia asta. Eu da. Sunt atent, ești atent la nu știu, detaliile. Eu susțin o teorie a mea, nu știu cui, dacă o mai are. Eu cel puțin asta, la concluzia asta am ajuns. Asta este părerea ta. Părerea mea, da. Deocamdată teorie, că nu-i demonstrată, să zic așa, știi? De alții, numai de mine, știi? Eu niciodată n-o să stau să ascult un cântăreț, un interpret, și să fiu atent la vocea lui și să fiu atent la cum cântă, pentru că fără să ne dăm seama, deși noi zicem că ascultăm vocea, noi nu-i ascultăm vocea, noi ascultăm poziția vocală. Și poziția vocală care ajunge să ne deranjeze
da? Să ne deranjeze la unii sau să ne deschidă la alții. Și atunci, în contrapartidă, când ceva te deranjează, tu trebuie să lucrezi în așa fel încât să te simți liber. Ți s-a întâmplat probabil că ai mers cu mașina și bârea ceva și când ai ajuns la destinație era răgușit. Pentru că corda vocală îți vibrează în direcția respectivă. Și atunci tu trebuie să o corectezi în mod, în timp real să o corectezi. Ei, și eu să atent tot timpul, asta pentru mine și asta la toată lumea, la toți studenți, elevi, cine mă întreabă, tot timpul le zic, mă, fiți atenți, dacă îți place un cântăresc, fii atent la poziția lui vocală. Fii atent cum e. Mulți nu înțeleg treaba asta. Fii atent cum se simte sunetul pe el, cum e construit, cum e baza, cum e mijlocul, cum e acutul, înțelegi? Nu, ca înalt, da? Înălțime, adâncime, lățime. Să fii liber, să fii cât mai liber, să nu fii ancrasat. Pentru că vezi pe mulți când... pentru ce? El când vorbește, așa vorbește. De aceea ce italienul, canta come si parla, știi? Ei zic că canta come si parla și vezi că... Pentru ce? E ușor, în teorie, într-adevăr, e ușor. Dar să știi că de fapt e ușor până la urmă și în practică, dacă ești conștient, odată conștientizezi și dacă lucrezi cu tine. Că dacă nu lucrezi cu tine, nu faci nimica. Deci e o muncă continuă. Nu spun, Petre, nu știu dacă ți s-a întâmplat, dar mie mi s-a întâmplat. Mă trezesc noaptea și zic, așa se face. Și rămâne ce se face. Ca așa și se cânte rolul ăsta. Păi nu, eu de exemplu n-am vrut să fac Traviata. N-am vrut să fac, pentru că contrar altora care zic, bă, e simplă, nu e deloc simplă. Deci Traviata, cel puțin rolul tenorului, mie mi se pare un rol destul de greu. Pentru că pornești de la lirism, ajungi la dramatism, îi multă încărcătură, ai de manageriat foarte multe stări să ajungi până acolo, da? De la extazul la tineresc, la maturitatea în cuplu, cum ar veni, și la final regretele și mă rog, și moartea, da. N-am vrut să-l fac, până când într-o noapte m-am trezit pe la vreo 2:30, 3 așa și m-am trezit cântând. Deci cântând lunge, dar la Ipermeno, Vadile, tu știi, fiecare zic, acum e momentul să-l fac. Și să știi că mi s-a întâmplat cu multe roluri așa, zic, acum e momentul să-l fac. Dacă au fost roluri pe care le-am făcut obligat, forțat, înțelegi, nu le știu așa ca și cele pe care le-am făcut cu drag. Am roluri care, deci... apropo, scuză-mă că te întrerupt, acum, de exemplu, cu Cavaleria Rusticană. N-am cântat-o, cred că, de 10 ani. Dacă nu mai bine. Am avut o repetiție, m-am dus fără să mă uit în partitură și am căscat gura și am cântat-o, că e acolo, există undeva și mi-e drag de ea, știi? Un rol bine învățat rămâne acolo. Cel care e luat așa rapid și treci peste etapele de învățare, da. Cred că nu se impregnează așa de bine. Și ăla rămâne acolo cu condiția să-l mai alimentez, să-l alimentez la momentul potrivit. Deci el e acolo, dar în momentul în care te apuci de el și ăsta îi apare din nou. Vreau să te întreb, dar mă gândesc că înseamnă că Germon este unul dintre rolurile pe care îl iubești, să zicem. Mulți mă întreabă treaba asta și zic așa, mă, care rol îți place cel mai mult? Asta Petre, ție care îți place cel mai mult, Petre? Eu, Filip al doilea. Știu că ție îți place, dar dacă ar fi fost să nu poți... Că îți place că ți-ai dorit să-l cânti ăla. Nu l-ai cântat. Care din restul îți plac? Dar sincer. Toate. Sincer. Înțelegi? Deci asta e chestia. Că și eu am un rol de suflet. Înțelegi? Am un rol de suflet. Dar nu-i unul, că-s mai multe. Clar. Înțelegi? Clar. E rolul pe care îl fac în momentul respectiv. Toate rolurile care în momentul în care ești pe scenă cu rolul ăla îmi place. Frumos. Am și roluri care nu-mi plac. Deci am roluri care nu-mi plac. Deci... Pur și simplu nu-mi plac, dar n-am ce să fac. Trebuie să le... Și în momentul ăla fac un efort ca să-l aduc tot la nivel, înțelegi? Pentru că n-ai cum să îl lași. Adică mie nu-mi place, dar atunci nu-mi pasă de restul, știi? Eu consider că am o responsabilitate foarte mare față de spectatori, înțelegi? În primul rând când îți pe scenă, consider că am o foarte mare responsabilitate față de compozitori care au scris, față de colegii mei de scenă și, într-un fel, să știi că... Îți ca un fel de cloșcă
pentru colegii mei de pe scenă, că ai văzut că tot timpul nu-s ca și Luci cu grijă, te pui aici, că eu de aici, numai de aici știu să cânt așa, dar îs atent pentru ei, nu pentru ei și la ei, ca să le meargă lor bine. Pentru că știu că dacă lor le merge bine, îmi merge și mie bine. Înțelegi? De aceea, împreună trebuie să faci spectacol. Exact, degeaba, exact. Da. De aceea eu totdeauna când văd pe cineva că a reușit în ceea ce și-a propus, pentru mine o bucurie ca și cum aș fi realizat eu treaba respectivă. Da. Pentru că îți zic, uite-te, o reușit. Nu știu, deci așa-s eu. Așa nu mi-e ciudă, crede-mă că nu mi-e vărsătorii, mă, ce da. Să-i faci. Dar nu, nici nu trebuie să fiu pe scenă eu dacă aud, nu trebuie să-l cunosc. Da, aud ceva și văd un rol și văd spectaculozitatea spectacolului, pe mine mă impresionează și mă umple de binețe, de chiar că deodată și plâng. Dacă ceva... Te-am văzut mai înainte că aveai lacrimi în ochi. Te-am simțit. Ca și mine, că și altă chestie. Dar să știi că, apropo de câștigul ăsta mare la loto, care a fost acum de săptămânile astea, 10 milioane de euro. Da? Mamma mia, că 10 milioane de euro. Și un singur om? O singură, o femeie am înțeles că o luat. Ziceau ăștia la radio, ziceau că, băi, tu îți dai seama, zice, da, mă, dar ia statul, zice, 40% sau cât e, ai impozii, nu știu ce. Și zice, băi, da, totuși rămân 6 milioane, mă, ce vorbim, să știi. Și acum unii zice, bă, cum o da norocul pe ăsta ăla, mă, ce nu știu. Eu am zis, băi, ce mișto, ce fain de omul ăla, da. Ce frumos, că ăla și-a făcut, zic, și care a fost primul meu gând, îți spun. Doamne, dă să aibă minte destulă să nu... Despre asta e vorba, da. Toace banii aia. Da, da, da. Să facă ceva măreț pentru că avem, ea. Avem exemple. Exemple. Da. Oameni care au avut bani și i-o spart și după aia când i-a mai venit un supliment, o zice, bă, zice, crede-mă, suflu și zice, păstă iaurt. Adică nu cumva să se risipească banii aia. Că așa lui, până la urmă. Sorin, trece vremea, vin altele, vin telefoane, vin nu știu ce, dar emisiunea e scurtă, e 50 de minute. În ediția asta, în prima ediție a Autentic cu Petri, din păcate nu e aici placa, dar sub titlu, pardon, este ARTA, dar e un acronim. A.R.T.A. Aș dori pentru final să îmi dai o definiție. Oh, mă surprinzi așa. Pe toată lumea surprind cu... Asta. Asta e finalul, cum ar veni. E mult mai ușor, aici, e mult mai ușor să vezi. Aici rămânem tot artiști. Ți-o mai zis cineva treaba asta? Nu, 100% că nu. Mulțumesc te frumos, Peter, și dragă. Să ne vedem cu bine, să fim sănătoși și să avem cât mai multe spectacole, să ne revărsăm actul artistic către public, de cât mai deseori. Doamne ajută! Doamne ajută!